Vă spunem bun găsit la o, o nouă ediție a emisiunii În Lumina Cuvântului. În cadrul acestei întâlniri îl avem ca invitat pe pastorul Ile Florin, pe care îl salut și spun bun venit la emisiune. Bine, v-am găsit? Potrivit specificului acestei emisiuni, ne propunem să parcurgem cărți din Noul Testament scrise de Apostolul Pavel căutând să înțelegem semnificația cu care a scris aceste mesaje, aceste epistole, dar în același timp căutând să aplicăm mesajul cuvântului lui Dumnezeu la viața de fiecare zi a noastră a tuturor. În cadrul acestei emisiuni ne vom opri la trei versete din Efeseni, capitolul 2, și anume primele trei versete ale acestui capitol pe care am să le citesc pentru a le avea proaspete în mintea noastră în timpul acestei emisiuni. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii ascultării. Între ei Eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Este cuvântul lui Dumnezeu asupra căruia ne vom opri atenția în cadrul acestei emisiuni. Cred că nu greșesc dacă spun de la început că acest capitol 2 din Efeseni este unul dintre cele mai importante capitole din Biblie. E adevărată observația pe care ați făcut-o, și cred că primele trei versete pe care le-ai și citit uh, sunt probabil cele mai importante, și în ele se concentrează trei capitole din epistola către Romani. Și aceste trei versete, așa cum spuneai, vorbesc despre trecutul. Prezentul și viitorul creștinului. Uh, e adevărat că ambele epistole, și uh, epistola către Roman, dar și epistola către Efeseni, uh, au același autor, este vorba de Apostolul Pavel. Și este interesant cum, uh, uh, plecând de la afirmația pe care ai făcut-o, uh, Apostolul Pavel poate condensa uh, în trei versete foarte mult. Dar dacă este alt cadru și altă situație, el poate să dezvolte uh, tematica respectivă, uh, iată amintind uh, cele trei capitole din epistola către romani. Uh, unul dintre comentatorii uh, oarecum popular și apreciați ai Noului Testament este sau a fost William Barclay. Și el spunea că acest capitol 2 din Efeseni ne arată ce înseamnă viața fără Hristos. Foarte adevărat lucrul acesta. Apostolul Pavel în epistola către Efeseni, în prima parte a epistolei, în primele trei capitole, abordează o anumită tematică și anume starea creștinului. Înainte de a fi creștin, starea actuală și care va fi starea viitoare a creștinului. În cea de-a doua parte a epistolei, Apostolul Pavel vorbește de la capitolul 4 încolo despre îndatoririle sau obligațiile creștinului. În primele trei capitole din epistolă nu întâlnim niciun imperativ al Apostolului în schimb, de la capitolul 4 încolo, undeva în jur de 30 de imperative, poate chiar 35 de imperative, cu privire la felul de trai în biserică, în familie, la locul de muncă, la relațiile dintre oameni. Interesant, cum spuneați, e de asemenea concentrarea de informație, de învățătură pe care o face apostolul pe cele trei versete. În care avem informație foarte multă condensată. E interesant pentru că ai dus un pic discuția pe planul acesta: că jumătate din epistola către Efeseni este foarte teologică: capitolul 1, 2 și 3, iar cealaltă jumătate este foarte pragmatică referitor la viața de slujire, viața de familie și oarecum sunt prinse toate coordonatele pe care se desfășoară viața unui unui credincios. Dar întrebarea mea este la întâmplare, începe apostolul Pavel mai întâi cu teologia și apoi trece la partea practică. Și de ce pun această întrebare? Pentru că fiind amândoi în slujire și pe lângă activitatea pastorală ești implicat și în activitatea de publicare de cărți există o oarecare reticență a oamenilor față de teologie. Dacă, de exemplu, vin biserică și spui oamenilor vreau să discut astăzi un subiect foarte teologic, foarte important, dar este teologie. Reacția multor oameni va fi noi am vrea să auzim ceva foarte pragmatic, dar poți să discuți problemele pragmatice fără să ai o bază teologică pusă? Pot să le discuți, dar nu ajungi unde trebuie. De aceea cred eu că Apostolul Pavel, luminat de Duhul Domnului, mai întâi pune temelia, pune baza și așa și începe epistola aceasta punând accentul pe lucrarea făcută de Dumnezeu, lucrarea făcută de Domnul Isus Hristos, lucrarea făcută de Duhul Sfânt și apoi în capitolul 2, cu versetele pe care le-a citit, Apostolul prezintă starea creștinului: cum eram, cum suntem și cum vom fi. Tot capitolul 2 este dedicat acestei descrieri a stării noastre actuale, foste și viitoare. Însă, e adevărat ceea ce spuneți că oamenilor le plac mai mult povestirile, vorbirile în pilde, relatările unor istorioare, însă e nevoie de învățătură. Efeseni, galateni, de asemenea epistola scrisă de Apostolul Pavel, romani sunt epistole care conțin în ele multă, multă învățătură și multă teologie, care de altfel e necesară în adunare între noi. E baza pe care construim, vorbim despre Dumnezeu, de la el pornim Totul. Sunt oameni care, de exemplu, merg și își promovează învățătura pe care o au de la ușă la ușă. Și sunt oameni care au curajul să îi abordeze în sensul de a combate învățătura respectivă, dar sunt și alții care nu au curajul să intre într-o discuție, tocmai pentru că își dau seama că, într-o asemenea întâlnire, sunt destul de nepregătiți. N-au o bază teologică. Nu au baza asta așezată. Uh, sau, de exemplu, uh, există polemica aceasta, să spunem, în anumite medii și chiar, uh, chiar unii credincioși sunt într-o confuzie. Care este ziua de închinare? Este ziua șaptea? Este ziua întâia săptămânii? Este sâmbăta? Este duminica? Și uh, există, există anumite Mișcări de orientare creștină care promovează, de exemplu, sabatul potrivit pe Vechiul Testament, și mulți nu au curajul să aibă o discuție cu cei care promovează, tocmai pentru faptul că lipsește această bază teologică. Foarte adevărat lucrul acesta. Cred că Apostolul Pavel își cunoștea foarte bine nevoia Bisericii. A bisericii din Efes și nu numai a bisericilor din zona Efesului, din Asia Mică. De aceea, încă de la început, el accentuează câteva lucruri foarte clar și care ajută, pe care se va construi mai apoi, toată argumentația lui din capitolul 2, din capitolul 3 și, și celelalte capitole. De exemplu, în versetul 4, în versetul 7, în versetul 11 și versetul 13 din capitolul 1, Apostolul Pavel spune foarte clar, în el Dumnezeu ne-a ales. Și nu mai încape nicio discuție aici. Versetul 7. În el avem răscumpărarea în Domnul Isus Hristos, prin sângele lui, iertarea păcatelor după bogățiile harului său versetul 11, în el am fost făcut și moștenitor, tot în Domnul Isus și lucrurile sunt foarte clare. Versetul 13, în el ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit. Și apoi, când începe capitolul 2, așa cum îl avem noi împărțit aici, deja avem baza pusă și Apostolul spune, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, și de la versetul 4, Apostolul spune, dar Dumnezeu, înainte pusese baza, în Dumnezeu toate sunt Dumnezeu, în Hristos, am fost răscumpărați în Hristos, am fost făcuți moștenitori, în El am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, noi eram diferiți, dar toate s-au întâmplat în Hristos și acum Dumnezeu care e bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. E, cred că, cel mai frumos lucru pe care îl pot vedea în teologia apostolului Pavel. Întâi pui temelia și apoi clădești. Când spune el în versetul întâi, voi erați morți, vorbește la timpul trecut și asta înseamnă că în momentul de față voi nu mai sunteți morți. Un om poate să fie mort sau poate să fie viu. Dacă cineva a fost mort și acum nu mai este, înseamnă că a avut loc o înviere. Putem spune că convertirea sau întoarcerea la Dumnezeu este o minune și eu merg mai departe spunând este cea mai mare minune. Este adevărat, foarte adevărat lucrul acesta. Noi am fost morți toți în păcatele și în greșelile noastre, dar am înviat prin Hristos la o viață nouă cu Hristos. E cea mai mare minune pe care o trăiește omul în momentul când se naște din nou, când devine o făptură nouă, învie la o nouă viață. E un paradox lucrul acesta să vedem oameni vii, dar totuși morți. Și în fiecare zi, fiecare dintre noi Vede mulți oameni în felul acesta, vii din punct de vedere biologic, dar morți din punct de vedere spiritual. Apostolul Pavel, în capitolul 2, versetul 1, se referă la moartea spirituală a omului. Eram morți din punct de vedere spiritual. Uh, încerc să mă așez sau să mă pun în locul uh, celui care ia prima dată Biblia în mână și citește pentru prima dată versetul 1 din Efeseni 2. Uh, noi ne-am obișnuit cu anumite pasaje din Biblie și ni se pare așa de normal, ne-am familiarizat cu un anumit limbaj. Dar uh, mă gândesc la cel care citește pentru prima dată și spune voi erați morți uh, la moartea spirituală. Am înțeles că se referă, că așa spuneai în uh, momentele anterioare. Dar cred că este bine să clarificăm puțin problema aceasta a morții din punct de vedere uh, al scripturii. Uh, când vorbește Biblia despre moarte, există mai multe feluri de a muri? Da, există două feluri de a muri. E moartea biologică și e moartea spirituală. Aș vrea să definesc într-un fel. Moartea, ce-i moartea? Moartea e o despărțire. O despărțire de ceva sau de cineva. Prin moartea biologică, trupul acesta de carne se desparte de suflet, dar se desparte și de familie, de cei care ne-au fost aproape. Prin moartea spirituală, sufletul se desparte de Dumnezeu. Omul care încă trăiește din punct de vedere biologic poate fi mort spiritual sau poate fi viu spiritual. Moartea spirituală sau moartea sufletului sau despărțirea eternă a sufletului de Dumnezeu va fi cel mai groaznic, cea mai groaznică stare, cea mai groaznică trăire pe care o va putea avea sufletul omului cândva. Dacă lucrul acesta se întâmplă cu cineva. De aia e bine, cât suntem aici în viață, să căutăm să avem parte de înviere, împreună cu Domnul Isus Hristos. Când ne gândim la un om, parcă nu ne vine să credem că un om care umblă pe stradă spiritual este mort. Așa zice Scriptura, că el este despărțit de Dumnezeu. Și pasajul care îmi vine acum în minte este pasajul din Cartea Genezei, din Grădina Edenului, când Adam și Eva, spune Scriptura, avea o relație cu Dumnezeu, Dumnezeu îi așezase acolo în grădină și le-a dat Dumnezeu libertatea să mănânce din toți pomii din grădină, cu o singură excepție, și Dumnezeu le spune din pomul acela să nu mâncați, în clipa în care veți mânca din el veți muri negreșit. Diavolul vine și îi ispitește, îi întreabă, oare chiar a zis Dumnezeu că veți muri? Au încercat și au văzut că au murit și vedem și noi foarte bine lucrul acesta în momentul în care Dumnezeu îl caută pe Adam și întreabă Adame, unde ești? Aici sunt, dar m-am ascuns. Oare nu știa Dumnezeu unde e Adam? El care știe toate lucrurile? Ba da, știa, dar acum intervenise separarea aceasta relațională între Adam și Dumnezeu, separarea aceasta spirituală, erau, fie Adam se vede pe el gol, se vede departe, se vede altfel, nu cum fusese înainte, de acum era separat de Dumnezeu, de aia Dumnezeu îi și izbonește din grădină. Era momentul morții lor, a despărțirii lor de Dumnezeu. Așa sunt mulți astăzi care trăiesc în zilele noastre, sunt vii din punct de vedere biologic, umblă, leargă, merg, vând, cumpără, dar spiritual relația lor e întreruptă cu Dumnezeu. Ei sunt separați, n au nicio legătură spirituală. Uh, pentru că ai adus în discuție uh, relatarea din Cartea Genesa acolo unde Dumnezeu a dat porunca primilor oameni să nu mănânce din uh, pomul cunoștinței binelui și -a răului. Acolo spune Biblia că în clipa sau în ziua în care veți mânca, veți muri. Uh, dar e interesant că ei nu au murit uh, fizic în momentul acela. nu au murit fizic, dar au murit spiritual. S-au despărțit spiritual de Dumnezeu, de relația relația care au avut o pe care au avut o înainte cu Dumnezeu nu mai aveau acum, era întreruptă, era separată. Deci moartea a devenit uh, uh, activă în momentul în care au călcat porunca lui Dumnezeu, porunca lui Dumnezeu în, lui în Dumnezeu. momentul acela au murit spiritual, urmând mai târziu să moară fizic. Și dacă omul nu se întoarce la Dumnezeu în timpul vieții acesteia, în final să aibă parte de moartea eternă sau a doua, a doua moarte, moarte cum, uh, cum o numește cuvântul lui Dumnezeu. Când uh, omul moare fizic, uh, medici îl declară mort pe un om dacă nu mai răspunde la anumiți stimuli. Și uh, nu mai are acele simțuri cu care noi intrăm în legătură cu lumea înconjurătoare. Uh, când vorbim despre moartea spirituală, ne gândim la anumiți stimuli la care reacționează omul din lăuntru. Uh, avem auz, avem miros, avem văz, simțul acela de a pipăi, toate cele cinci simțuri pe care omul le are. Înseamnă, înseamnă că un om mort spiritual nu reacționează la lucrurile spirituale. Categoric. Un om mort spiritual e un om mort, așa cum și fizic omul mort e mort, tot așa și spiritual e mort. Un om viu spiritual are sau transmite anumiți stimuli sau anumite dovezi că el trăiește, omul viu spiritual, omul care are o relație cu Dumnezeu, rodește în lucrarea lui Dumnezeu, rodește în viața lui, crește din punct de vedere spiritual, se maturizează spiritual. Omul acesta are roadă în viața lui, roadă duhovnicească se văd efectele trăirii lui în relațiile lui, în umblarea lui, în tot ceea ce face, se vede că omul acesta este viu din punct de vedere spiritual. În, în Evanghelii sunt relatate trei învieri pe care Domnul le-a făcut dintre, dintre, cei morți. Avem învierea fiicelui Air, avem învierea fiului văduvei din și avem uh, învierea lui Lazăr prezentată de Evanghelistul Ioan. E interesant că fiecare situație prezintă uh, pe cel care a murit într-un anumit stadiu. Uh, fica lui Air tocmai murise. Uh, fiul văduvei din Ain era în drum spre uh, cimitiră și știm că la evrei nu existau trei zile de privechi cum avem noi în cultura noastră românească uh, având în vedere căldura și condițiile meteo uh, foarte repede se trecea la partea de înhumare a celui care, care a murit. Iar în cazul lui Lazar uh, spune în Biblia că era de patru zile uh, așezat în, în, în mormânt. Uh, toți erau morți dar gradul de descompunere sau de decădere era diferit de la unul la celălalt. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că toți oamenii care nu s-au întors la Dumnezeu, Biblia îi declară morți. Dar gradul de decădere morală nu e la toți la fel. E adevărat lucrul acesta că moartea spirituală intervine în momentul în care noi călcăm porunca lui Dumnezeu. Adam și Eva n-au călcat de două ori porunca lui Dumnezeu. Odată și Dumnezeu a spus foarte clar în ziua în care veți mânca, veți muri negreșit, fără alte intervenții, fără alte așteptări. Cred că lucrul acesta se întâmplă în fiecare zi cu oricare dintre oameni care trăiesc, oamenii care trăiesc și care calcă porunca lui Dumnezeu, întrerup legătura lor cu Dumnezeu prin păcate, așa spune de altfel prorocul Isaia, păcatele voastre, zice Domnul, pun un zid de despărțire între mine și voi. Acum sunt multe sau puține, e păcat. Hmm. Mai vreau să subliniez aici un aspect legat tot de moartea aceasta, de întrerupere a relației și a legăturii pe care le amintește Scriptura. E vorba despre fiul risipitor momentul când el se întoarce acasă, tatăl său de bucurie ordonă subalternilor să taie vițelul, să aducă haina, să aducă inelul, să aducă încălțămintea și să-l îmbrace pe fiul care a fost plecat și spune el tatăl acest fiu al meu a fost mort, dar acum a înviat. Relația dintre tată și fiu a fost întreruptă asta vrea să zic acolo tatăl, dar acum relația s-a refăcut, s-a înnodat, s-a renodat și vreau să-i pun în el și haină. Cred că la fel procedează și Dumnezeu când relația e întreruptă și ne întoarcem din nou la Dumnezeu, înviem la o viață nouă împreună cu Hristos, primim inelul de fiu, haina de fiu, încălțămintea de care avem nevoie. Da. Uh, paradoxul acesta între moarte și viață apare, de exemplu, în versetul 1 și 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați. Erați morți, dar, dar trăiați. Trăiați. Uh, e, un, e un joc de cuvinte, dar în spatele jocului, de fapt, există o teologie biblică pe care clădește Apostolul Pavel. Uh, tot în versetul 1 amintește aici că. Uh, omul fără Dumnezeu este mort în greșel și în păcate uh, omul face greșeli și păcate și asta duc la moarte sau pentru că este mort spiritual el face și greșeli și păcate omul face greșeli și păcate sub impulsul firii pământești și odată făcut, săvârșit păcatul, păcatul aduce moarte. Biblia face o diferență între greșel și păcate și aș vrea să punctez lucrul acesta. Unul e mai grav și celălalt e mai puțin grav sau diferența e alta? Eu așa o înțeleg din scriptură că păcatul înseamnă ratarea țintei. Păcatul duce la moarte. Greșala este să calci puțin alături, în lateral, din linia pe care ți-ai propus-o. Dacă ai greșit, nu înseamnă că pentru totdeauna vei rămâne acolo. Ai călcat alături, ai călcat strâmb și poți să te întorci. Dar păcatul era ratarea țintei. Ai ajuns la capăt și nu e unde ai vrut. Ai greșit totul. Păcatul aduce moarte după sine. Uh, e interesant uh, gândul acesta că păcatul ucide uh, noi trăim așa într-o perioadă în care noțiunea de păcat uh, oamenii încearcă oarecum să o scoată din vocabular și, uh, sau limitează păcatul la anumite fapte pe care le-au făcut ei cei mai mulți se justifică și ai observat și tu pe păi, n-am spart casa nimănui, n-am furat, n-am dat în cap. În mintea celor mai mulți, cam astea trei ar fi păcatele. Restul sunt mărunte, nu contează, poți să le faci. Așa gândești cei mai mulți. Aminteai că uh, problema este firea pământească. Uh, noi suntem foarte familiarizați cu expresia asta firea pământească. La ce se referă Apostolul Pavel? Și e bine ca să definim și pentru cei care poate nu sunt atât de familiarizați cu Cuvântul lui Dumnezeu alături de firea pământească, aici apare uh, mersul lumii acesteia și apare prințul puterii văzduhului. Și automat avem deja uh, 3 cei factori. trei factori sau dușmani pe care îi are omul. Firea pământească, lumea aceasta și prințul puterii văzduhului. Firea pământească, eu o definesc așa într-un mod foarte simplu ori de câte ori am ocazia aceasta, spunând că e trupul acesta sau poftele nestăpânite, poftele necontrolate, tot ce vine din poftă, din impulsul carnal al trupului, e firea pământească. Apoi, aminteai de Domnul Văzduhului, care e diavolul, și aminteai de mersul lumii acestea, eu înțeleg expresia aceasta ca fiind setul de valori al lumii în care trăim noi. Că în Biblie lumea are cel puțin trei sensuri, așa cum arată cuvântul lui Dumnezeu. Lumea se poate referi, de exemplu, ca și continent, de creația. Și creația este bună pentru că a făcut-o Dumnezeu, noi trebuie să iubim creația lui Dumnezeu, Lumea se referă și la oameni, fiindcă atât de mult Dumnezeu a iubit lumea. Adică pe oameni Dumnezeu i-a iubit. Dar, așa cum spuneai, lumea în contextul acesta se referă la setul de valori. Nu, nu e un continent aparte în lumea. E ca și cum, de exemplu, auzim la, la mass media și acum vom asculta știri din lumea sportului sau din lumea politică. E. Yeah. Setul de valori al unui grup, al unei zone, poate fi al unei țări sau al unui continent. Setul de valori variază foarte mult de la o zonă la alta, avem obiceiuri diferite, avem valori diferite de la un sat la altul, de la o etnie la alta, de la o națiune la alta. Apostolul Pavel nu definește o anume națiune, ci spune mersul lumii acestea. Eu, ca român, când citesc aici în Scriptură, înțeleg, că, înțeleg valorile lumii în care eu trăiesc, ca român. Dacă va citi unul din Africa sau unul din Asia sau din America, va înțelege mersul lumii în care el trăiește în vremea aceea. Toate acestea ne influențează și mersul lumii. Și Domnul puterii Văzduhului, și păcatele noastre, sau firea pământească, trupul nostru, și aici suntem iarăși foarte diferiți, dar toate își pot pune amprenta asupra noastră foarte puternic și ne pot influența sau duce spre păcat. Uh, mă gândesc că și după întoarcerea la Dumnezeu a unei persoane. Uh, există pericolul ca acea persoană, la un moment dat, uh, îndepărtându-se de Dumnezeu, să se îndrăgostească din nou de lumea de unde a plecat. Uh, îl dau avem. ca exemplu pe Dima. Ce exact, Dima, la el mă gândeam și eu. Avem exemple în, și în Scriptură și în viața de zi cu zi. Din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Uh, probabil că apostolul Pavel a fost luat prin surprindere de plecarea lui. Uh, Probabil că nu a anticipat momentul acela al de despărțirii, dar ă, dragostea dintre Digma și lume n-a fost dintr-o dată. Nici nu poate fi dintr-o dată. Asta se clădește. Dragostea asta față de lume ea are, are un, un anumit background, o anumită bază pe care cineva clădește, poate din copilărie, poate din adolescență. Contează familia în care creștem, contează uh, mediul în care ne dezvoltăm școala, biserica, societatea, ce valori uh, ne lovesc, de ce valori ne lovim cel mai mult atunci când creștem și astea vor influența, cred eu, în timp alegerea noastră să iubim mai mult lumea sau să iubim pe Dumnezeu mai mult și împărăția Lui. Asta mă gândesc că ar trebui să uh, Pună noi în noi în permanență o stare de alertă față de păcat. Uh, spuneam uh, în timpul emisiunii, la un moment dat, că păcatul ucide. Și, de exemplu, păcatul ucide voința omului. Uh, și e interesant modul în care operează păcatul în viața unui om. Uh, dacă, la, la început, uh, omul face un anumit lucru despre care știe că e, e rău și uh, e deranjat că face lucrul acela și îi pare foarte rău. Dacă îl repeta încă o dată s-ar putea să aibă anumite mustări de conștiință. Dar da? se obișnuiește. Până când îi se pare normal, normal, normal. Foarte la modă. Și dacă un om întors la Dumnezeu trăiește într-un mediu păcătos unde în fiecare zi el vede și aude numai lucruri rele în timp lui este... Foarte dificil să reziste și să rămână credincios lui Dumnezeu în mediul acela, dacă nu are o relație bună cu Dumnezeu, dacă nu stă de vorbă cu Dumnezeu în fiecare zi. Va fi foarte dificil. Diavolul nu e puternic sau nu e așa de puternic pe cât e de șiret. Și el se folosește de toate metodele, de toate mijloacele, fie de fire, fie de anumite impulsuri ale trupului, fie de. Setul de valori, fie de anturajul în care trăim, ca să ne atragă spre păcat. Și așa cum spuneai mai înainte, nu, dacă omul greșește o dată, greșește a doua oară, greșește a treia oară, se obișnuiește, îi moare voința prima dată și apoi îi moare conștiința. Și după ce mor voința și conștiința, mai încolo îi moare și trupul. Este, este un verset interesant multă vreme m-am tot gândit la el ce ar putea să însemne versetul acela pe care îl amintește Apostolul Pavel la 1 Timotei capitolul 4 când vorbește despre conștiință și vorbește aici despre anumiți oameni care sunt însemnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor și m-am gândit nu de puține ori m-am gândit ce a vrut să transmită Apostolul Pavel prin acest verset? Uh, oameni care, în conștiința lor, sunt însemnați cu fierul roșu. Uh, și mă gândeam la următorul aspect. Dacă, de exemplu, pune mâna pe o plită, nu că intenționat, mm -hmm. dar din greșeală și te arzi în zona respectivă, la deget, la mână, într-o anumită parte, uh, simțul în zona aceea este aproape. Exact. Desfințat. Și prima dată e simțul, uh, nervii sau senzorii din piele cu care recepționăm sunt afectați prima dată, dar rămâne și vizibil pe locul acela atins, pe plită, faptul că te-ai atins de ceva ce nu trebuia atins. Cred că și la aceasta se referă Scriptura când spune că ei sunt însemnați. Adică îi văd toți, îi știu toți că oamenii ăștia au făcut ceva, au atins ceva ce nu trebuia atins. Uh, Uitându-ne la imaginea omului care trăiește fără Dumnezeu, am uh, amintit faptul că uh, înainte de convertire, omul este mort în păcate, uh, omul trăiește în greșeli și comite păcatele respective, dar apare încă un element în versetul 3, zice, între ei eram și noi toți odinioară când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Ne apropiem încet, încet de finalul emisiunii. Dar în ultimile 5 minute, ca să spunem, pe care le avem la dispoziție, aș vrea să punctăm și aspectul acesta: că uh, un om care nu e convertit, nu e întors la Dumnezeu, Biblia îl numește Copil al Mâniei. Mânia cui? Mânia lui Dumnezeu. Cum am definit, sau ce trebuie să înțelegem noi prin mânia lui Dumnezeu? Că noi, de exemplu, când ne mâniem, uh, oamenii când se supără, se mânie, au o reacție de nestăpânire. Uh, aruncă, spargă, strigă la cei din casă și se manifestă în multe feluri atunci când oamenii sunt mânioși. Dar mânia lui Dumnezeu să fie tot așa? Dumnezeu nu reacționează la fel ca oamenii. El este diferit și la capitolul acesta de noi. Însă mânia lui Dumnezeu se arată împotriva oamenilor și Dumnezeu îi lasă pe oameni în voia minții lor când ei trăiesc departe de Dumnezeu și n-au o relație personală cu Dumnezeu. Dumnezeu în mânia lui va nimici pe toți păcătoșii, spune Scriptura și pe și pământul acesta la un moment dat va fi distrus. Însă aici Apostolul Pavel îi definește pe cei ce erau înainte de întoarcerea la Hristos sub Imperiul gândurilor și a poftelor trupești, copii ai mâniei ca și ceilalți. Biblia spune că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos, dar este și un Dumnezeu al mâniei. Pe oamenii ăștia Dumnezeu într-o zi se va mânia. Apostolul Pavel spune oamenii în romanii uite-te pe de o parte la bunătatea lui Dumnezeu, dar, dar pe de și altă... La și la asprimea lui Dumnezeu. Uh, am remarcat că în perioada noastră foarte mult uh, există orientarea creștină doar spre dragostea lui Dumnezeu și încercăm să-L prezentăm pe Dumnezeu, este prietenul nostru cel mai bun. Uh, există o extremă în direcția aceasta în care să pierde reverența față de Dumnezeu spre deosebire de perioada noastră contemporană în care se pune accent foarte mult pe latura asta dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu îți vindecă sentimentele. Mă uit, de exemplu, la perioada puritană. din punct de vedere istoric în Anglia, perioada aceea a avut o influență fantastică Uh, nu doar în sensul că oamenii s-au strâns la adunare la biserică, dar chiar moral societatea uh, englezească la vremea respectivă a fost afectată sau influențată, dar în sensul bun al cuvântului. Uh, ce am remarcat este faptul că se punea foarte mare accent și pe explicarea mâniei lui Dumnezeu. Foarte adevărat lucrul acesta, și foarte adevărat ceea ce spunea ei oamenilor astăzi le place să vadă numai latura aceasta a dragostei lui Dumnezeu, a bunătății lui Dumnezeu. Lasă că Domnul e bun, Domnul a fi bun și cu mine, Domnul mă iubește. E adevărat lucrul acesta, însă la fel de adevărat este ceea ce spune Sfânta Scriptură, că Dumnezeu este gelos și Dumnezeu este un judecător drept. Și în ziua judecății va judeca lumea cu dreptate. Cu toată bunătatea și cu dragostea pe care ne-a arătat-o de-a lungul anilor, dacă nu știm să beneficiem de bunătatea lui, într-o zi vom sta în fața lui Dumnezeu care e dreptul judecător. Noi ne place doar imaginea aceasta cu un Dumnezeu bun, plin de dragoste, care ne cuprinde în brațele lui care ne ia după cap, care ne ține lângă el, însă Biblia accentuează și nu odată lucrul acesta, că Dumnezeu este drept, este un judecător. În altă parte, Scriptura spune că Dumnezeu e un foc mistuitor. Imaginea asta nu ne mai place. Când arde, când pedepsește, când e nepărtinitor, însă este imaginea reală a lui Dumnezeu. El este marele judecător. Asta înseamnă că trebuie o schimbare sau chiar o întoarcere în stilul de a predica în vremea noastră. Cred că trebuie un echilibru. Așa înțeleg eu din Scriptură, să spunem oamenilor că Dumnezeu este bun și iertător și că iartă, dar în același timp trebuie să le spunem adevărul că cei ce nu se pocăiesc, cei ce nu vor avea parte de întâlnirea cu Dumnezeu în timpul vieții aici, o să se întâlnească cu siguranță cu Dumnezeu, în ziua judecății, dar raportele vor fi diferite. Dumnezeu va fi judecător, iar eu cel condamnat atunci. Uh, în, Într-o revistă creștină din Statele Unite, foarte răspândită și foarte cunoscută, că Christianity Today, uh -huh. a, a fost publicat un interviu cu un uh, lider al unei biserici din California, foarte cunoscut, nu, nu dau numele liderului. Uh, și spunea omul acela că n-a existat un lucru mai nesănătos și mai lipsit de eficiență în lucrarea Bisericii și făcut în numele lui Hristos, decât să îi spui omului că îi pierdut, că e mort spiritual și că, de fapt, este o greșeală să se predice în Biserică lucrul acesta eu nu sunt de opinia lui, ci mă uit în Scriptură și în Cartea Faptele Apostolilor și în celelalte epistole a lui Pavel și a lui Petru, unde Scriptura spune foarte clar, apostolii, ucenicii Domnului, când au predicat Evanghelia, au fost foarte direcți și foarte radicali. Exemplu care îmi vine în minte acum e din ziua Rusalilor, când Apostolul Petru se ridică în față la 3.000 de oameni și le spune direct pe față, voi l-ați răstignit, voi ați făcut așa. Și nu-i singurul pasaj din Scriptură, din Noul Testament, când apostolii au predicat adevărul. E adevărat, nu le-a plăcut unora, dar le-a făcut bine multora. Și cred că trebuie să rămânem la principiul acesta, să le spunem oamenilor că sunt păcătoși. Că le place, că nu le place, e de datoria noastră să le spunem lucrul acesta și e datoria lor să accepte sau să refuze. În finalul emisiunii, uitându-ne la aceste trei versete, uh, nu e foarte drăguț când ne uităm la ce a însemnat viața noastră fără Dumnezeu. Dar cred că e sănătos să ne aducem aminte întotdeauna de unde Dumnezeu ne-a scos și de unde Dumnezeu ne-a ridicat și la statutul la care Dumnezeu ne-a așezat după întoarcerea noastră uh, la Hristos. De fiecare dată, când am ocazia să stau la masa Domnului, la cina Domnului, mi-aduc aminte de starea mea de dinainte și Scriptura mă cheamă să fac lucrul acesta, să mă judec pe mine însumi, să mă analizez, să văd unde am fost și unde sunt acum. Acum sunt în Hristos, atunci am fost în firea mea pământească sunt acum în Hristos datorită lui Dumnezeu, că El m-a răscumpărat, m-a înviat la o viață nouă împreună cu Hristos, nu prin fapte ca să mă laud eu, ci prin har, așa cum zice Apostolul Pavel în același capitol 2 din Efeseni. Cred că fiecare dintre noi avem datoria aceasta să punem mereu în comparație unde am fost și unde sunt. Sunt în Hristos, nu pe baza faptelor mele sau a meritelor mele, ci prin harul Domnului Isus Hristos. E adevărat, înainte am fost mort, dar acum sunt viu. Aș vrea să îți mulțumesc acum la finalul emisiunii pentru prezența la această discuție pe marginea cuvântului lui Dumnezeu referitor la ce înseamnă viața omului fără Hristos și îți doresc din toată inima să îți dea Dumnezeu biruință și succes atât pe latura pastorală a slujirii, cât și pe latura publicistică de a pune cărți creștine în mâna românilor, cărți prin care să poată cunoaște voia lui Dumnezeu și prin care să îl cunoscă mai îndeaproape pe cel care a făcut cea mai mare minune în viața fiecăruia dintre noi. În finalul emisiunii mă îndrept și spre cei care poate încă n-au avut parte de această lucrare de mântuire. Poate că ascultând emisiunea, vizionând această emisiune, ne dăm seama că viața noastră spirituală este moartă, că trăim în greșeli, în păcate, că e o viață trăită doar pentru pofte și în neascultare și am înțeles că rezultatul final este că suntem sub mânia lui Dumnezeu. Urmează o zi a Socoterilor. o zi în care fiecare om va secera ceea ce a semănat. Însă aș vrea să nu uităm că cel care a făcut minunea în viața mea și în viața altora o poate face și în viața ta. De aceea mă rog ca Dumnezeu să atingă inima ta și inima fiecăruia dintre noi cu dragostea sa și cu mila pe care Dumnezeu o are față de noi. Până la următoarea întâlnire, săptămâna următoare, la aceeași oră, vă doresc din toată inima să nu uitați niciodată ceea ce Dumnezeu a făcut pentru dumneavoastră și pentru noi.